Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea, voliera Columbofil Junior. Astăzi am decis să vă fac un video în care să vă prezint cuibarele de Ipsos. Aceste cuibare sunt pentru voliera mea și nu numai, sunt și de vânzare. Se pot vinde în județul meu, în județul Olt. Și mai exact, le pot preda personal în orașele Slatina, Balș și Craiova. Nu se pot trimite prin poștă sau curierat. Costul transportului este mult prea ridicat și nu pot ajunge în siguranță. Se pot sparge. Și acum m-am exprimat bine. Dar cel mai sigur eu le pot preda personal doritorilor în orașele Slatina, Balș și Craiova. Ce vă pot spune despre aceste cuibare? Cuibare foarte rezistente, făcute din Ipsos, recomandate pentru creșterea porumbeilor, pentru amulțirea porumbeilor. O să încerc să iau unul, să vi-l și prezint așa. E un cuibar foarte bun. Cuibar mare, rezistent. Plasa de cuibare se potrivește perfect pe acest cuibar. O să pun pe pauză să vă și arăt cum vine o plasă pe acest cuibar. Ia uitați, am luat și o plasă pentru cuibare. O să o punem pe cuibarul nostru. Plasa este nouă și de asta nu se așează foarte repede. Uitați, așa trebuie să arate cuibarul nostru pregătit pentru a fi pus în boxă. Eu folosesc aceste plase pentru cuibare, nemai fi nevoie să arunc bețe la volieră, ca porumbeii să strângă bețele, să le ducă în cuib. Crescând doar porumbei de ornament, aceste plase ajută și la păstrarea încălțăturii curate. Un aspect foarte important. Sper să vă placă acest video, așa am promis. Mulți abonați ai canalului meu m-au rugat să fac acest video în care să prezint mai amănunțit cuibarele de Ipsos. Și eu am decis să mi respect această promisiune și eu le-am promis că voi face acest video. Acestea au fost cuibarele. Sper să vă placă acest video. Și dacă într-adevăr așa va fi, așteptăm un like din partea dumneavoastră. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.